găsit, doamnelor și domnilor, este ora 7, bine v-am găsit la știri. Toate persoanele vaccinate anti-COVID-19 vor primi o adeverință care va fi utilă la administrarea celei de-a doua doze. Documentul nu este obligatoriu pentru accesul în alte localități sau în alte țări. Marți 29 decembrie ar fi trebuit să înceapă în Vâlcea campania de vaccinare pentru cadrele medicale. Din cauza faptului că producătorii au întârziat livrarea vaccinului în România din motive tehnice, dozele vor ajunge în județ miercuri sau joi, în cel mai bun caz. Între timp, centrele de vaccinare înregistrează pe o platformă electronică listele cu persoanele care doresc să se vaccineze, pentru a se ști sigur de câte doze e nevoie în această primă etapă. Toți cei care se vor vaccina vor primi o adeverință atât în format fizic, cât și electronic, în care sunt cuprinse informații personale și date despre serul administrat. În acest fel se creează o evidență a celor care urmează să primească și a doua doză de vaccin. Cuprinde informații despre persoana care a fost vaccinată, numele și prenumele persoanei, vârsta, data nașterii, adresa, data la care s-a vaccinat. Apoi informații despre vaccin, dacă este prima doză, compania care produce vaccinul, lot, și data efectuării vaccinului. Ne ajută să stabilim, adică să ținem sub control sau să avem o evidență a următoarei date când trebuie să ne prezentăm pentru cea de-a doua doză. Această adeverință nu este necesară pentru accesul în alte localități sau țări și nu este nevoie să o avem asupra noastră în permanență. Momentan nu sunt informații că am avea nevoie pentru a fi, să spunem, ținută în permanență asupra persoanei care a efectuat vaccinarea. Nu există informații că vor fi anumite presiuni pentru persoanele care refuză. Mini-vacanța de Crăciun nu a fost deloc liniștită pentru pompierii militari din județ, care au trebuit să intervină în numai puțin de 200 de cazuri. Printre acestea se numără incendii și inundații. În perioada 25-28 decembrie, angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Maghieru al județului Vâlcea au efectuat numai puțin de 200 de intervenții. Este vorba de 43 de intervenții ale echipajelor SMURD. S-a intervenit pentru 13 traumatisme, 4 accidente rutiere, 2 intoxicații, 2 arsuri, 2 asistențe de persoane și 19 diverse alte afecțiuni. Un bărbat în vârstă de 83 de ani din localitatea Livezi a suferit un stop cardiorespirator. Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut niciun efect. Astfel, cadrul medical de pe ambulanță a declarat decesul acestuia. Dintre pacienții la care noi am fost, 40 au fost și transportați la unitățile de sănătate. În seara zilei de duminică, 27 decembrie, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o rulotă în localitatea Băile Govora. Până a fost stins incendiul, a ars rulota amenajată ca spațiu pentru paznicul unei societăți comerciale. Paznicul nu se afla în rulotă în momentul incendiului. De asemenea, au fost degradate 2 containere de locuit și bunurile din acestea. Cauza probabilă a acestui incendiu a fost curt-circuit electric la instalație din cauza izolației necorespunzătoare a conductorilor. O altă intervenție la care au participat pompierii militari din cadrul ISU, luni 28 decembrie, a constat în evacuarea apei dintr-un garaj aflat în localitatea Bunești. A intervenit circa o jumătate de oră, fiind afectată o suprafață de 15 metri pătrați, o adâncime de 10 cm. În afară de aceste intervenție, noi am făcut și 153 de misiuni de informare preventivă și verificări și încă 2 transporturi de persoane. În satul Priporu din comuna Vlădești există o troiță cu o vechime mai mare de 100 de ani. Crucea a fost de curând repictată, iar construcția care o adăpostește a fost și ea refăcută în totalitate cu sprijinul administrației locale și al locuitorilor. Crucea aflată la o intersecție de drumuri în satul Priporu din comuna Vlădești are o vechime de peste 100 de ani, potrivit spuselor primarului localității. Troița a fost dintotdeauna un loc în care trecătorul să se odihnească și să își îndrepte privirea și sufletul către Dumnezeu. Sfințirea și refacerea monumentului au constituit un obiectiv de suflet al edilului, dar și al cetățenilor din comună care au contribuit cu ce au putut. Am păstrat din ea decât crucea pe care am refăcut-o, am repictat-o, am adus un specialist, a refăcut crucea, care are o vechime de peste 100 de ani, iar cadrul în care este montată crucea este refăcut în totalitate, deci este construcție nouă,
construcție pe stil vechi de către un artist, pot să spun așa, un specialist de-al nostru din localitatea Vlădești. Crucea este originală, doar că am refăcut pictura, iar carcasa este nouă. Se spune că cei care vor mânca pește noaptea de Revelion vor depăși cu ușurință obstacolele noului an. În cele 5 magazine din județ ale pescăriei Magic, vâlcenii pot găsi o gamă largă de pește refrigerat și congelat, precum și marinat sau afumat. Cum până la trecerea dintre ani mai sunt doar câteva zile, vâlcenii încep pregătirile pentru petrecerea de Revelion. Una dintre tradițiile românești spune că aceia care vor mânca pește în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie vor trece printre obstacolele noului an, la fel de ușor precum se strecoară peștele prin apă. Am mers și noi la un distribuitor de pește din județ pentru a afla ce pot cumpăra vâlcenii pentru noaptea dintre ani. În magazinul în care ne aflăm, situat la poarta fabricii, dezvoltăm comerț cu produse din pește procesat și fabricat în unitatea noastră. Avem ca și gamă pește proaspăt refrigerat, care îl vindem pe gheață. Avem partea de pește afumat, pește marinat, salate din icre, paste din pește tartinabile, semiconserve din pește afumat, salate de icre făcute ca acasă, după o rețetă tradițională, care sunt produsul nostru tractor și cu care ne mândrim. O gamă de produse congelate, care provin din ape oceanice în mod special. Și asezonat pe lângă produsele din pește și câte o sticlă de vin care se pretează la o masă de pește. Preparatele din pește sunt produse chiar în unitatea de procesare a distribuitorului, după rețete proprii. Peștele procesat ajunge în unitate congelat sau refrigerat în funcție de origine, urmând să fie pregătit pentru vânzare. Afumarea o facem în cadrul unității, se face o afumare 100% naturală, adică nu există compuși chimici numere E, cum sunt cunoscute în lumea noastră, totul este doar pește, condimente, sare și fum. Fumul care este un fum natural, obținut din rumeguș de esență tare, cu o procedură clasică de afumare, dar în același timp la un nivel industrial, adică capacități de afumare mult mai mari decât cunoaștem noi în unitățile mici sau cum obișnuim să procesăm, să afumăm acasă. În prezent, produsele pot fi găsite în cele 5 magazine din județ, dar și în țară prin retailerii internaționali. Pe lângă preparatele din pește, în magazine se găsesc și vinuri pentru o masă completă. Chiar dacă în anul 2020 închiderea Horeca a afectat financiar pescăria care distribuia către operatorii din acest domeniu, conducerea firmei a găsit noi strategii pentru vânzarea produselor. Normal că pentru segmentul acesta pandemia a avut și un impact negativ, datorită faptului că tot ce înseamnă industrie Horeca a fost foarte grav afectată, având restricțiile necesare și care au fost impuse pentru a ne proteja pe noi toți. Dar am încercat să suplinim această, să echilibrăm balanța și ne-am canalizat foarte mult către vânzătorii retail, magazine sau un alt gen de vânzători de acest fel. Acestea au fost știrile, sunt Narcisa Fița și ne vom revedea la ora 15. Rămâneți cu noi și urmăriți matinalul Fii Antenă cu Vali Conea. O zi excelentă să aveți!